bună ah, Dan Diaconescu, of, oh, of, oh, oh. Dan Diaconescu, măi, oameni buni, măi, ce să-i facem noi lui Dan Diaconescu? Că au ieșit acum stenogramele din anchetă, au ieșit, au fost făcute publice stenogramele discuțiilor purtate de fostul patron OTV, Dan Diaconescu, cu o minoră, în interceptările făcute de procurori, este auzit acesta cerând să-i fie adus o fată virgină despre care, mamă, v-am băgat foarte tare în subiectul ăsta așa din prima, nu? Nu vă așteptați. O dată ca bomb, când colo, când colo de Andiaconescu cerând o fată virgină. Stați să ne luăm un moment. Stați să ne luăm un moment să... Așa. Bun. Bun, hai că eu sunt gata. Diaconescu este acum un arest la domiciliu, știm asta. Vă avertizăm că dialogul conține limbaj licențios. El lasă, vere, că asta să fie problema acum. Uh, dar eu aș vrea să vă avertizez că cel mai probabil, nu am citit acest dialog înainte, dar cel mai probabil acest dialog conține foarte multe referințe și foarte multe, din măcar referințe, conține, like, straight up uh, 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 sex cu minori. Bun, TA, nu știu, nu știm cine e, e așa. Auzi, Dan Diaconescu, auzi iubire, scu, scuză mă de deranj. Mă auzi? Ea întreabă pe fata asta cum o cheamă pe... Așa, aici ai pentru protejarea persoanelor așa. Pe bun, ăsta e numele real? Da. Auzi mă, ce bea? Ce bea de felul ei? Noi bem tărie, nu bem vinuri și de-astea. Măi, niște copii cu de 15 ani. I-a întrebat Dan Diaconescu ce beau. Și ei au zis, noi bem tărie. Păi tărie. Ce tărie vreți? Uh, whisky sau vodka? Gata viața mea. Gata Un om de 55 de ani. Gata viața mea. Whisky sau vodka? Vine acum moș. Altă, altă conversație. Dan Diaconescu. Așa fetița mea să mă asculti în viață, da? Că o să ai mult de câștigat. Ea zice, da, iubirea mea. El zice, dacă nu mai ascultat până acum, măcar de acum încolo. Ea zice, da, sufletul meu. Hai că de-abia aștept să vii, să ne dezlănțuim puterile. A, păi, păi, dați consent, bro. Păi, dați consent. Mai o fată de vârsta lui fică sa. O fată de aceeași vârstă cu fică sa. <laughs> Erau Power Rangers? <laughs> El zice, mi-e dor de tine. Ai avut mă și tu vreun orgasm ceva? Nici n-ai simțit nimic aseară. Ea zice, aseară eram forță rău. El zice, ce erai forță? Ce nebună ești? Ea zice, hai că te aștept în seara asta pentru runda a doua. El zice, pentru runda a doua, dar lasă-mă că auzi știi ceva? Vezi că nu mai avem din alea deloc baloane de alea ce se cumpără, se cumpără. Amin. Altă conversație. El zice: Te-ai interesat și tu de ce te-am rugat aseara? Ia, o să mă interesez, o să vorbesc cu o prietenă. El zice: Dar da, tu știi că mai e sau ce? Și el zice: Dar tu vrei Virgină, Virgină? Dan, de zice, normal. Ce înseamnă Virgină doar pe jumate sau ce? Și zice, am o fată, dar are 15 ani. Și zice, păi da, legal, știi cum se zice. Legal? Senatul a adoptat în iunie propunerea legislativă prin modificarea codului penal și codului pe așa, care este introdus o limită de vârstă 15 ani pentru consimțământ valid în cazul relațiilor sexuale cu minori. Abuzul <sus> Abuzurile sexuale asupra minorilor sunt de cele mai multe ori ascunse, greu de dovedit, nu știu ce, probatori în cazul penal, nu știu ce. Prin scrisoare așa, a, rețeaua violența împotriva femeilor solicită să se legifereze 16 ani, nu 15 ani, așa cum prevede asta din 2022 legea asta. Asta e așa, e... Nu, a adoptat propunerea legislativă în Senat, da, nu știu. Act sexual, așa... Da, 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 da. Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum și orice alte acte de penetrare așa cu un minor cu vârsta între 13 și 15 ani se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani. Fapta comisă de un major cu un minor în vârstă de 15 și 18 ani se pedepsește cu închisoare de la 2 uite, de la 2 la 7 ani, m-am ce mă enervează citesc legi, e așa de complicat. Nu-mi dau seama. Asta e doar cu un alt minor, da, I guess. Asta, oricum, asta e din 2009, nu, mă uită Iurea, scuză mă e din 2009, mă scuzați. 2000, ia, yeah, un articol pe Hot News din 2022, un fenomen mare parte ascuns în România, 180 de ONG-uri care cer deputaților introducerea în legea limitei de vârstă de 16 ani pentru consămțământ valid în cazul relațiilor sexuale cu minori. Ok, so e 15. So, I guess că e 15, right? I guess că momentan în lege este 15. Bun, deci omul, Omul a vrut legal, știi cum se zice? Omul a vrut uh, legal, na, știi cum e. 16, 17, ei, da. Păi, și unde trăiește? În Techirghiol, are vreo 16 ani. Ce mi-e 16, ce -mi e 17. Eu mă, dar să facem cunoștință cu ea întâi, nu vrei? Hai vin în seara asta la mine să vorbim. Păi și poți să o aduci și pe ea? Da. Bun. La 15 ani nici nu știam ce e la orgasm. Cum poți avea consimță la 15 ani? Da, nu știu cum e făcută legea asta, n-am să te mint. Literalmente nu știu cum este făcută această lege absolut bolnavă. Dar cu cine stai așa? Că discuția asta e cu cine? Deci e ok, este... Bă, dar... What? The... deci o discuție între fost om de televiziune și, și -o minoră. O minoră. Mai omul ăsta vorbește cu o minoră să-i aducă altă minoră, virgină, să meargă împreună la Tekirghiol să facă cunoștință. Băi, tu-ți dai seama că e. Landia Conescu, fostul patron al OTV, acuzat de acte sexuale cu minori în formă continuată și folosirea prostituției infantile, a fost plasat pe 7 aprilie de. în arest care a respins ce să riscă asta, vreau să văd. Anchetatorii s-au sesizat în oficiu pe 15 martie după ce au verificat un telefon mobil. Riscă pedeapsă de la înch cu închisoare de la 3 la 10 ani. Atâta numai. 3 la... Între 3 și 10 ani. Îi dă 10 prima dată, mai faci un apel, ha, 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 nu știu ce, până la urmă îi dă 4, dar stă 2 și la revedere. De asemenea, pedeapsa pentru folosirea prostituției infantile este închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă. Băi, nene, cum e atâta? Cum e doar atâta? De ce eu mă duc, de ce eu mă duc, nene, cum îi zice, la un proxenet și cer minore? Minore, da? Dacă dă și mie, ai ceva, o minoră? Cum ajunge o minoră să lucreze, să presteze servicii sexuale? Cum ajunge minoră să presteze servicii sexuale. Ce crezi că vine ea și îți cere? Mi se pare absolut b -b -b scârbos și bolnav, dude. Absolut bolnav, mi se pare. Fost om de televiziune n-a recunoscut faptele, a mai fost condamnat pentru șantaj. Mai găsim acest articol, ați spus voi în Discord-ul ăla de știri. Uh, cum a ajuns Job Job TV promovată de fica lui Dan Diaconescu să funcționeze într-o clădire a ambasadei Rusiei la București. Cine este Sorin Voinea de la Jiu, proprietarul din acte al televiziunii și ce planuri are cu Dan Diaconescu. Clădirea are statut de misiune diplomatică, nu poate fi perchiziționată. Deci Job TV, televiziunea promovată de fica lui Dan Diaconescu, nu, nu știu de ce recomandă Job TV ca fiind televiziunea promovată de fica lui Dan Diaconescu, e foarte straniu. Ok, în fine. Dar Job TV funcționează la etajul uh, 1 într-o clădire aparținând ambasadei Rusiei la ambasadei de Rusiei la București, în piața Charles de Gaulle. Acolo unde era domnul, mai știți? Unde era domnul cu șorțul cu... Mai știți voi. Însă proprietarul din acte Sorin Voinea neagă că ar fi televiziunea fostului patron de la OTV condamnat în 2015 pentru șantaj și spune că postul nu are nicio legătură cu Moscova. Totuși Voinea admite că admite că leagă o lungă prietenie cu Dan Diaconescu și că se gândește să-i propună o emisiune de memorii după ce fostul jurnalist se va ridica, fostului jurnalist se va ridica interdicția de a apărea în presă după condamnarea din 2015. Voinea a explicat că a ajuns în sediul reprezentanții comerciale a Federației Ruse la București prin intermediul lui George Iorgovan, administratorul clădirii pe care îl cunoaște din familie. Georgi Iorgovan este fiul avocatului Antonie Iorgovan, considerat părintele Constituției, iar Sorin Voinea, de la Jiu, cum a insistat să fie prezentat, spune că unchiul său este Gheorghe Uglean, fost președintele al înaltei curți și fost ambasador în Cuba. Cine mă -i ăsta? Ăsta e fisul ăsta așa? Asta cu Dona Diaconescu. Sunt Dona Diaconescu și vă prezint prima televiziune de îmbogățire. Criptomonede, pariuri, bursă, gaming, locuri de muncă. A pus-o pe FISA să, să facă reclamă la pariurile de pe G8 TV, Dude. A pus-o pe FISA să zică zi de pariuri. Micip. Doamne, iartă-mă. Pariuri în bogățire. Voi a explicat că fata lui Dan Diaconescu dorește să debuteze în presă după ce termină liceul Gheorghe Lazar și că așa se explică de ce este folosită pentru a promova imaginea postului. Totuși, legăturile lui Sorin Voinea cu Dan Diaconescu sunt puternice. Eu am deschis iar Oglinda în 94, apoi am făcut primul TV. Orice porinte dorește să-și promoveze copilul. Bă, nene, tu dai seama că omul ăsta și folosește copilul ca să și își acopere matrapaz lăcurile? dai seama că ăsta gen face afaceri și își folosește copilul ca să bă, aibă ce să zică după aia are, ca să aibă cum să justifice că căcaturile astea când vine presa și îl întreabă dar stai nene, asta cum e? Doamne ferească sfântul! Dona Diaconescu este chiar talentată. El oricând se poate duce la România TV, îl vrea ghiță acolo, dar nu se duce. Televiziunea noastră, ghiță... Stai, cine era ghiță la România TV? Cine? A, a, e Sebastian Ghiță, nu? Zice de Sebastian Ghiță? Stai așa o secundă. Mă rog, s-ar putea să mănânc cacat. Nu, refuz să... Măi, Sebastian Ghiță mai există pe această lume? Nu Plecați în Serbia sau ceva genul ăsta? E în Serbia? Ah, ok. Ah, dar el în continuare, adică el e în Serbia, dar gen... Am înțeles. Ah, ok. Ah, ah ok, am înțeles. E plecat în Serbia, dar are niște treabă pe acolo. Are niște treabă pe acolo prin Serbia. Ok, am înțeles. Televiziunea noastră nu are nimic politic, am refuzat orice colaborare, au venit și Orban, Simeon și Șoșoacă. Dorin Voinea de la Jiu spune că postul Job TV a fost lansat printr-un proiect Startup Nation. 40.000 de euro de bani publici, coaie. Măi, deci omul ăsta care este fiul fostului ambasador în Cuba. Da? Deci omul, da? Ai înțeles? A luat bani de la Startup Nation cu aie, 40.000 de euro din banii publici ai noștri, ai tuturor. Proiect făcut de MTK. Nu cred că MTK se băga la Startup Nation. El numai pe alea, pe PNRR. <laughs> Bun, și a primit licență de la CNA în anul 2019. Pagina de media.ro a scris la începutul anului că societatea Job TV SRL, care operează televiziunea, a venit la CNA cu două solicitări. Schimbarea sedului social din Ploiești, în București și modificarea deținătorului societății. În locul Danielei Violeta Barcan intră Voinea Gheorghe Sorinel. Aha, Sorin Voinea asta. Totuși, Voinea pare să fi fost de la bun început în afaceri. Am făcut Job TV cu banii mei, am făcut și împrumut de la bancă. Păi cum? Cu, nu cu Startup Nation. Mă rog, investiția am făcut-o pe Startup Nation. Au venit de acolo 40.000 de euro. Acum avem 5 angajați și colaboratori care ne trimit filmulețe cu muncesc pe afară. Mai este o televiziune fantomă. Mai nu vă supărați, este o televiziune fantomă, literalmente. Tot au mai vreme că ies oamenii din închisoare mai devreme. Știi cumva dacă sunt ieșiți și sunt supravegheați de un consilier de probațiune, că dacă sunt, e normal să facă mai puțin închisoare decât au primit, depinde acum dacă sunt închiși pe viață. Bă, eu înțeleg, da, nu cunosc aceste detalii, dar chiar și așa nu știu. Adică de ce e normal să facă mai puțin închisoare decât au primit? You know? Că știi, adică voi o să ziceți că asta e chestia, știi? Ideea că poți să te duci în pușcărie și să scrii niște cărți la mișto și să te porți frumos așa, este singura chestie pe care the man will use ca să zică că, păi stai frate că noi avem reabilitare. Pe ce vorbește acolo că există reabilitare. Uite cum îi reabilităm pe ăștia, că îi lăsăm să scrie cărți și nu știu ce, știi? Păi asta mă enervează mai degrabă, știi? Televiziune fantomă, dar pe 2021 au cifră de afaceri de 550.000 550, da, de lei uh, și profit net de peste 300.000, plus active de aproximativ un milion. Păi ea să zic, păi fix asta zic, că fix asta e fix. Iată, e ce e așadar, ergo este o televiziune fantomă. Că cine dracu să uită la, cine, cine să, nu știu nu se uite nimeni la Job TV. Poți să scrii cât vrei, instanța nu e obligată să se reducă pedeapsa. Păi nu e obligată, bineînțeles, dar they do it. Mă rog. Bun. Uh, totuși, voi pare să fi fost la bun început în afacere, am făcut cu banii mei, acum avem 5 angajați, suntem pe Digi, canalul 208, avem licență 10 ani până în 2030, conținut să ajutăm românii să găsească loc de muncă, reconversie profesională, șomaj fără politică. Nu suntem împotrivă să vină. Măi, nu avem. Măi, mai nu, nu e. Este o televiziune, nu m-am uitat, cei drept dar sunt convins că este o televiziune care, gen, redă în buclă aceleași trei videouri 24-7. Nu suntem împotrivă să vină politicieni, dar să vină doar pe teme sociale, caut investitor care să vină la Job TV în acest proiect. Sorin Voine a declarat pentru G4 Media că după ce lui Dan Diaconescu îi va expira interdicția de activa în mass media, în prezent nu poate fi nici acționar, nici realizator de emisiuni, îi va propune să facă o autobiografie după ora 23. Potrivit avocaților... Cum adică autobiografie după ora 23? Mă rog, poate așa se cheamă emisiunea potrivit avocaților, interdicția se încheie în februarie 2024. Bă, acum nu știu dacă mai e atâta. Da, Job TV probabil o să devină o TV după niște ani cât mai durează interdicția, cât, mai, cât ar mai fi durat interdicția lui Dan Diaconescu. Discuția a fost să nu facem politică pentru că politica l-a adus unde l-a adus. <laughs> da, politica l-a adus unde l-a adus, frate. <laughs> politica era problema. Dacă nu intra în politică, Putea să facă atrapaz lucruri și sex cu minore fără nicio problemă. E, e, ah, ce îmi doresc acum video ăla în care zice ori la pușcărie, ori la președinție. În cazul în care nu mergem la pușcărie, mergem direct la președinție. Întâmplător sau nu, Dan Deaconescu își lansa în 2021 propria platformă de joburi într-un anunț pe Facebook. Omul de afaceri Marius Dorin Lulea, a, unul din fondatorii AUR, a asigurat serviciile de proiectare la renovarea clădirii esteia în care e piața șal de gol. Păi, tu dai seama că mână în mână. Construcția din piața șal de gol este compusă din 5 părți, părți, una de tip prezidențial cu 8 niveluri, a doua de tip birouri cu 5 niveluri și 3 construcții de tip anexe. Mă rog, asta e construcția. Acționarul unic al societății e la ne-am mai zis odată. Uh, voi ne mai face o precizare din proprie inițiativă în ce privește reprezentanța comercială a Federației Ruse. Are statut de misiune diplomatică, nu se pot face percheziții, confiscări, executări silite. Ia auzi ce, 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 convenabil. Este nevoie de acordul scris al șefului misiunii, pot să-ți dau convenția din 63. Ulterior, voi ne-a trimis via WhatsApp următorul fragment din convenție. Localurile misiunii, mobilierul lor și celelalte obiecte care se găsesc acolo, precum și mijloacele de transport ale misiunii, nu pot face obiectul niciunui percheziții, rechiziții, sechestru sau măsuri executorii. Bun, foarte frumos. Foarte frumos. Susține Că ambasadorul Rusiei la București, Valerii Cuzmin, vizitează periodic sediul reprezentanții comerciale pentru a inspecta clădirea, dar susține că nu i-ar fi cerut niciodată ce să scrie sau ce să spună pe post. Aha, da. Am înțeles. Ha, deci pot sta cu coxul pe masă, da, viața mea. Fără nicio grijă, stai cu coxul pe masă, nicio problemă. O încrengătură cam drăguță, n-am să te mint. Ambasadorul Cuzmin vine în fiecare lună, nu mi niciodată să fac o știre. Da, ok, pe ce o să zici? Eu chiar dau știri împotrivă. Da. nu știu, nene, eu dau știri împotrivă. Nu s-au băgat în politică să zică dacă nu ești un fel de sputnic, pleci din sediu. Poziția mea e că se putea evita acest război. O idee interesantă pe care o susține cea a președintelui Franței să se oprească războiul, să se găsească o soluție de mijloc, să nu fie umilit Rusia. Da, e școala diplomatică realistă, guys. E acolo cu John Mersheimer. Dacă începe o criza rachetelor, nu știi cum să nu știi cum scapă o rachetă. România nu susține cauza ca Ungaria sau Polonia. Mă refer la românii din Cernăuți, abandonați, uitați. Băstroie, nu mai zic. Eu cred sincer că tot căcatul ăla cu canalul Băstroie. Mă scuzați. Acum mai ales că au fost licuri alea de la Pentagon. Eu cred sincer că tot scandalul ăla cu canalul Băstroie. Despre care nu-i pasă nimănui. Du-te, dracu, de aici. Zici că, vai, Delta Dunării? Cine a Când ne-a păsat nou vreodată de Delta Dunării? Nu vă supărați. Ați fost vreodată în Delta Dunării? Ați fost vreodată pe acolo? Dacă este un loc uitat în de lume. Este oribil, nu vă recomand. E mișto, e mișto natura, dar... Nu, zic să mergeți în orașele din delta Dunării, să vezi acolo. Dar mi se pare, acum că știi, au fost și leak ăla de la uh, Pentagon, uh, cu toate chestiile alea în care gen, uh, cumva, Statele Unite și-au propus ca România să fie un aliat uh, la fel de puternic în războiul ăsta ca și Polonia. Mi se pare, gen, nu știu, sună ca teoria conspirației, dar eu, în sufletul meu, sunt convins că e un psy CIA să uh, ne scandalizăm, uh, știi, în așa fel încât să get this ball going. Hai că nu mai e așa, s-au dezvoltat mult, au apărut de de exemplu, resorturi foarte mișto în Delta, dar resorturi, men. Deci eu am fost la un astfel de rezort și trebuie să vă mărturisesc că mi s-a, rupt inima în 14, că te duci acolo și stai în, în resort pe șezlong la piscină și te doare în și toți oamenii care te servesc acolo sunt localnici, care gen n-au din singură în nici n-au un, un cabinet stomatologic în tot satul ăla Hai, lasă-mă Am înțeles, sunt resorturi Foarte frumos Ar trebui să existe, dar mai întâi să aibă și oamenii a dinți în gură Și după aia resorturi, mă gândesc da, mă rog. Noi ne-am fi putut susține cauza românească și românismului în teritoriile românești din Bucovina de Nord. Ne doare. Eu sunt un patriot. Românii noștri din bisericile din Cernăuți sunt dați afară. Te-am câștigat mai mult ca ungurii din Transcarpatia. Își renegocează propriile teritorii. Te-am obține ridicarea vizelor cu americanii. Nu se vrea. Wild. Wild. Oare nu ăsta e primul pas spre dezvoltare? Nu. Măi, dacă ajungi să crezi, dacă ajungi să crezi că salvarea de la sărăcie a unui sat de oameni care n-au din în gură, este să faci acolo un resort de lux pentru bogătani în care oamenii să lucreze pe salariu de 2000 de lei maxim. Suntem în curu... în b rațiunii. Mă scuzați, nu știu cum să zic. Suntem în curul rațiunii. A, ce m-am... M-am supărat groaznic. M-am supărat groaznic. M-am supărat absolut groaznic. M-am supărat groaznic. Știi care e chestia? Mă rog, nu vreau să vă dau prea mult din casa da, de exemplu, am această problemă acum cu uh, un uh, o rudă care trece prin, uh, zi, uh, niște probleme de sănătate. Nu e nimic foarte grav, dar uh, e cu mers la spital cu de asta. Bă, coaie, Voi vă dați seama că gen Că chestia asta de sănătate, cum, o, cum ar trebui să funcționeze un serviciu medical uh, cu adevărat performant. ce se zice că este mama sănătății? Ce se zice ce se zice că este uh, mama sănătății? Uh, așa ca idee. Aștept. Coca nu. Prevenția, bravo brânză GP. Prevenția este mama sănătății. Dacă vrei ca la 60 de ani să fii într o stare bă, 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 de sănătate bună, Singura cale prin care poți să ajungi acolo din punctul meu de vedere, având în vedere stilul de viață pe care îl avem în ziua de azi, cu stat la muncă până în creierii în și alți demoni, singura cale prin care poți să ajungi acolo este să ai un medic al tău care te uh, verifică uh, periodic, da, care îți dă tot felul de tratamente, care te, știi? E o diferență foarte mare între a trata un cancer, uh, uh, scuze dacă e trigger word pentru mulți dintre voi. Uh, zic asta că pentru mine multă vreme a fost la like a trigger word uh, Cuvântul cancer. Dar între a trata un cancer în momentul în care ți-apar simptomele și a trata un cancer în momentul în care ți l vede la o nu știu, endoscopie. Da? Un medic de familie care are grijă de tine este o cale foarte, foarte lungă. Este o cale incredibil de lungă și este o diferență de la, de la cer la pământ. Zineoplazie, da. Și ca atare, cumva, ăsta este cumva astea sunt serviciile medicale de care noi avem nevoie ca oameni în așa fel încât să prosperăm și să fim sănători și să ducem, știi? Adică that's what we need și suntem... Uh, Aoleu, s-a blocat asta. Ah, ok, bun. Uh, și suntem atât de alienați de ideea asta din cauza că serviciile medicale sunt foarte scumpe, pentru că nu e așa, e vorba de viața ta la sfârșitul zilei. Ce o să faci? Nu o să-mi dai banii? Știi? Adică vrei să trăiești, da, cam cât de mult, că asta e piața liberă. Suntem atât de alienați de ideea asta, încât pentru multă lume acest concept nici nu există în România, cel puțin. Pentru mulți oameni în această țară, conceptul de a avea un doctor de familie la care mergi periodic în așa fel încât să previi orice eventuală problemă de sănătate pe care o aveau la bătrânețe, este ceva de domeniu științifico-fantasticului coaie. Este ceva de domeniu științific o fantasticului, este o, e, și asta e știi că ne mințim cu chestiile astea. Nu, lasă că n-avem nevoie să bă, tragem de un sistem de sănătate cumva bă, bă, echitabil pentru toată lumea, da, bă, de stat bă, eficient, performant. Eșa. Nu, nu, nu asta e soluția. Soluția este să vină miliardarul, să facă într-un sat de oameni care n-au din în un resort luxury în care să vină alți milionari sau alți oameni bogați, bă, care să vină acolo să stea, să se bucure între patru pereți și o piscină bă, de whatever, niște servicii de calitate și să lase banul care oricum se duce la milionarul ăla și la furnizorii lui, da? Și să merge mai departe. Asta este, asta e soluția. Știi, mi se pare wild chestia asta. Eu și nu mi-am văzut medicul de familie de ani de zile când am fost pentru câteva adeverință, am vorbit doar cu asistenta. Da, știu. Da, este absolut oribil. Habă, să vedem ce a zis și Florin Călinescu. Sunt de acord. Ia am datele, du-te cu actual 24 și așa. Dacă miliarde deja pubi 24 apă e actual. <laughs> Uh, bun Voi mergeți la spital Literalmente Și știi care e chestia? Că e, e, e și chestia asta de om Că ți-e frică să mergi, știi? De-aia cumva nu se face Știi când faci reclamă La bă, Cum îi zice uh, Servicii de astea medicale Nu prea o bagi pe asta cu prevenția, știi? Adică o mai bagi așa Că gen zicea ah, mai vin să-ți mai faci analize Și nu știu. ce A, ah, nu pușuiești foarte mult ideea Știi că Whatever uh, Hai vino, o de servicii Că după aia intimidezi omul Că după aia zici, pe da, dar ce fac eu, îți dau periodic, chiar dacă n-am nimic, îți dau periodic bani. Nu merge nici așa, știi? Trebuie să strike a balance, știi? Să-l prinzi când să-l prinzi pe picior greșit, știi? Îl prinzi pe picior greșit. Au, ce ai pățit? Neoplazie, vai. Păi, ce ne facem acum, domnule? Mă duc la cardiolog, am palpitații și mă trimite la endocrinolog că e cu tiroida. Așa și, acum, na, tu știu cel mai bine. În Australia ești obligat să-ți iei zile de concediu ca să mergi la medicul de familie pentru analize de sânge? Da, foarte frumos. And as you should. Pentru mine acum eu plătesc cease, ok? Eu plătesc ce? E care e cease sau cease se eu ce-mi scap acum? Nu știu care e pensia și. Cease, nu? Da. Eu plătesc și gen... CNAS, nu mai știu exact, plătesc sănătatea, whatever. CNAS, așa gata, mă scuzați. Deci eu plătesc sănătatea la stat. O căciulă de bani, anual. Eu, de fapt, din ce înțeleg că m-am interesat de chestia asta? Deci sunt niște analize, uh, uh, cum îi zice, gratuite de la stat, pe care, teoretic, tu ca cetățean plătitor de contribuții, poți să ți le iei. Da, poți să să-ți le ceri, că e dreptul tău. Dar ele sunt limitate și eu, în situația mea, deci eu, dacă vreau să beneficiez de ele, trebuie să mă pun să stau la coadă și să tai fața unor pensionari. Pentru că locurile alea, analizele alea, locurile alea sunt cumva potrivite în așa fel încât să poată să beneficieze de ele doar pensionarii care chiar au nevoie grav de ele. You know? Deci cumva legea și toate cele, e, e, cumva ei ar trebui să mă asigure pentru chestia asta, dar pentru că nimeni nu se plânge, nimeni nu și le face, nimeni nu și le... Știi, merge pe burtă. Le dăm doar la ăia care chiar au nevoie, știi, și aia care chiar vin. Restul... Căcat. Este ceva wild analizele unele sunt limitate, dar în rest sunt servicii existente de care ar trebui să beneficiem și să investim în ele. Ar trebui, but we don't. Pentru că we don't ask for it, pentru că nu ni s-a insuflat această cultură în care să ținem aproape de niște profesioniști medicali uh, care să aibă grijă constant, într-o formă sau alta, de sănătatea noastră. Se pare că e puțin lag pe stream, da, s-a agățat și mai face așa obiesul că nu l-am updatat, mă rog. Florin Calinescu, derapaj grav la adresa minorelor din dosarul Dan Diaconescu. Folosește termen de argou la adresa fetelor. On Scenare, Este un scenare Florin Călinescu a avut luni o remarcă revoltătoare la adresa celor două minore cu care Dan Diaconescu. Bă, dar de ce, de ce îmi zice ziarul dacă că, revolta e, că remarca e revoltătoare? De ce îmi zice ziarul că remarca e revoltătoare? I, I, why? Zim remarca și I'll decide. Ca asta e jurnalismul ăsta. Mă rog, Călinescu l a numit pe cele două fete care aveau 15 ani la momentul în care l-au întâlnit pe Dan Diagonescu drept is noastră. Because it is. Nu, n-ați înțeles ce vreau să zic. Uh, apropo de obiectivitatea știrilor. Uh, like, we have no fucking, cum să zic, uh, uh, clue. We have no... Știi, adică acceptăm părerile astea fără să ne gândim de două ori. Uh, presa ar trebui să fie obiectivă și uh, imparțială și ar trebui să-ți relateze faptele and we should decide dacă e sau nu. revoltător gen, în sensul ăsta, mă ziceam. Uh, nu să spun ce să simt în niciun fel, dar a, teoretic într-o lume normală la cap, așa ar trebui să fie gen. Și noi ar trebui să fim educați și să știm cum să interpretăm aceste fapte. Corect. Presa nu mai e obiectivă de secole. Da, știu. Mă rog, nu cred că a fost niciodată obiectivă, sincer. Eu nu sunt ca colegul meu Dănuț. Cred că a fost o scenare cu boarfele alea nenorocite. Este pentru prima dată când un coleg a fost arestat pentru... Cu ce coleg? Cum e coleg cu tine? Ce mâncați din, aceeași, din același blid? Cum adică coleg? Este pentru prima dată când un coleg a fost arestat pentru că a concubinat cu niște boarfe care n-au făcut nicio reclamație, care n-au făcut nimic. Dă, doamne, dăm putere. Dăm putere, doamne, să nu-l înjur. Vezi video de la momentul 2.08. Nu Ah, filmarea a fost editată, declarațiile de mai sus au fost șterse. Au tăiat, măi. Au tăiat, măi, nene, ce nesimțire, dude. Ce jeg absolut. Uh, în urma probatorului, Ok, aici ne zice de caz, ok, nu mai are sens, să citim asta. Doamne, cu e absolut incredibil. Absolut incredibil. Absolut incredibil. La cine-i justițiarul de Bergen, nu știu. Asta n-a fost președinte la Partidul Verde, ba da, ba, da, a fost la Partidul Verde. Florin Călinescu, dintre toți oamenii, el se ocupă de, de activismul și reprezentarea politică a, 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 a sustenabilității și ecologiei în România. Da, într-adevăr, chiar dânsul. Partidul Verde, da, există, la noi avem un Partid Verde, ce vorbești. Păi, da, Florin Călinescu era ok când era ok, în anii 90? În anii 90 era ok, da. În anii 90. <laughs> te să mergi copil să muncești la fabrică. <laughs> ne -e ironic. Cine o să știe? Cine te verifică? În anii 90, bănele, în anii 90, toate televiziunile foloseau muzică copyrighted fără nicio problemă. Că nu ne verifica nimeni. <laughs> e trist, mă gândesc că victima sau că prietena sau fami -ă, familia victimelor să vadă mizeria asta la TV. Da, e absolut îngrozitor.